Numele meu este Daniel Florea, sunt trader în cadrul companiei ProfitPoint și investitor în piața cripto. Astăzi o să vorbim despre ce este risk managementul în crypto trading și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac începătorii în acest segment. Tranzacționarea în piețele cripto se referă la folosirea efectului de levier care poate multiplica profitul sau pierderea. Există mai multe riscuri asociate tranzacționării, însă există și multe modalități de a le minimiza. Risk managementul se referă la faptul că profitul este întotdeauna direct proporțional cu riscul. Managementul riscului în piața cripto reprezintă un set de instrumente prin care vă puteți minimiza pierderile și maximiza profitul. El se bazează pe 4 principii importante: identificarea riscurilor, analiza și evaluarea riscurilor, găsirea soluțiilor pentru reducerea riscurilor și, desigur, implementarea și aplicarea constantă a soluțiilor identificate. Evaluarea pieței cripto este un aspect principal în tranzacționare, deoarece riscul este în realitate la fel de important precum alegerea poziției de tranzacționare. Unul dintre principalele motive pentru care traderii aleg tranzacționarea pe piața cripto este accesul la efectul de levier. Cu cât levierul este mai mare, cu atât profitul sau pierderea pot fi mai mari, iar totodată și riscul asociat contului este mai ridicat. Tranzacționarea pieței cripto cu un levier foarte mic este asociată cu un risc foarte redus, însă automat și profiturile vor fi mai mici. Unul dintre aspectele esențiale în money management constă în alegerea nivelului optim de marjă. Mișcările rapide din piață. Piața cripto este influențată în mod constant de știri, opinii și diverse evenimente. Iată câteva exemple. Tesla anunță faptul că, din data X, plățile în criptomonede sunt suspendate. O astfel de știre poate provoca în câteva secunde mișcări semnificative ale instrumentului tranzacționat. Alt scenariu poate fi momentul în care un fond de investiții important poate provoca mișcări semnificative pe un anumit instrument. Chiar dacă ești în permanență conectat la știrile din piața cripto, este imposibil să fii la curent cu orice știre sau eveniment în avans. Din acest motiv, unele tranzacții inevitabil vor avea rezultat negativ. Iar acest lucru trebuie controlat prin plasarea de ordine de stop loss și ajustarea mărimii tranzacțiilor realizate. Dar ce înseamnă stop loss sau ajustarea mărimii tranzacțiilor? E bine, stop loss, sau cum îmi place mie să-i spun, cunoașteți limitele, se referă la momentul în care ieși din investiție înainte de a suferi o pierdere mare sau de a fi afectat emoțional. De ce se folosește acest stop loss? Cotațiile de preț se pot mișca rapid, în mod special atunci când piața este volatilă sau agitată. Un ordin de stop loss plasat optim va reacționa mult mai rapid decât ar putea o face un trader manual, fiind astfel cea mai importantă unealtă de management al riscului. Una dintre cele mai mari greșeli în trading este ajustarea mărimii tranzacției. Ea se referă strict la mărimea ordinului plasat în piață, indiferent dacă este de buy sau sell. Este esențial să calculați mărimea expunerii astfel încât să puteți face față la mișcări extreme ale pieței. Și trebuie să ții cont că nici cei mai profitabili trader nu pot obține o rată de succes de 100%. În general, un procent bun al ratei de câștig va fi undeva între 50 și 80%. Iar ultima regulă legată de cum să ai succes în această piață este money managementul. Înainte de a deschide fiecare poziție, trebuie să avem un plan cu privire la suma la care vom închide acea poziție cu profit. Vorbim aici de un ordin de take profit sau, cu pierdere, un ordin de stop loss. Atât nivelul de take profit cât și nivelul de stop loss trebuie să fie plasat în anumite zone după regula minimă către succes, adică money managementul de 2 la 1. La ce se referă el? La faptul că trebuie să luăm în calcul că nu toate tranzacțiile se vor finaliza cu profit, așa că trebuie să aplicăm o strategie. Luăm un exemplu unde avem un cont de 1000 de euro și pe fiecare ordin de stop loss, adică oprește pierderea, riscăm 1% din cont. Pentru fiecare take profit, ne stabilim un minim de profit, adică cel puțin 2% din valoarea contului. Ce se întâmplă în cazul în care, din 100 de tranzacții, 65 intră în pierdere și doar 35 intră în profit? Ei bine, după un scurt calcul, chiar dacă au intrat mai multe în pierdere, tu tot ai rămas cu un procent de profit de 5%. Interesant, nu? Iar la money management-uri mai mari, cum ar fi 3 la 1 sau 4 la 1, rezultatele pot fi chiar extraordinare. Chiar dacă în acest moment ești probabil entuziasmat de informația primită, este foarte important să nu te lași condus de emoții în momentul aplicărilor. Motivul principal pentru care mulți traderi ajung să piardă bani nu este din cauza strategiei sau a money management-ului propus, ci din cauza emoțiilor pe care aceștia le au în momentul tranzacționării.